biserica aceasta și să administre lauda ta. Dumnezeul meu, împăratul meu și Dumnezeul meu, și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. Slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Soare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, Iisus, Stăpâne, Cercești, Dătătorul tuturor bunătăților, pentru rugăciunile Sfinților, ale căror moaște-i binevoita se așeza într-o această cinstită biserică, învrednicește-ne pe noi fără o sândă, să se aducem în ea jertfa cea fără de sânge, și ne împlinește toate cererile cele spre mântuire, dând ca răsplătire celor ce au pătimit pentru Sfântul numele Tău, și darul de a se face minuni printre și spre a noastră mântuire. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnică pomenire ctitorilor, Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire ctitorilor, Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire ctitorilor, Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire ctitorilor, Sfintei Bisericii acesteia. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai sfințit apele Iordanului cu mântuitoare ta arătare, însuși acum primite harul preasfântului Tău Duh și binecuvintează apa aceasta, ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfenicului Tău. Iar binecuvântat ești în vecii vecilor. Cât de iubite sunt lăcașurile Tale, Doamne, al puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curățile Jesus.
Oh,
Acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Îndal prea Sfinție voastre, Părinte Mitropolit Teofan, Preacucernici părinți, preacuvioase maici, stimate autorități centrale și locale, distinși și invitați, mulțumire lui Dumnezeu și în al preasfinției voastre, Părinte Mitropolit Teofan, pentru că ați venit în mijlocul nostru să ne binecuvântați, să sfințiți osteneala noastră de aproape 9 ani de zile. Să transformați această zi într-o zi istorică ce va rămâne mult timp în memoria acestei comunități. De 114 ani, adică din 1910, când s-a sfințit această Biserică Mare Catedrală, aici n-a mai avut loc nicio slujbă de sfințire. Astăzi este un popas duhovnicesc pentru că s-a sfințit acest complex parohial alcătuit din turnul Clopotniță, din biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului și din Casa Socială și, bineînțeles, din Biserica Mare care poartă hramul Sfântului Nicolae. În 2015 am fost numit la această parohie, iar din primăvara anului 2016, cu binecuvântarea Înaltă a Sfinției voastre, am luat ca prioritate Biserica Mare, care se afla într-o stare avansată de degradare. La aceasta s-au efectuat următoarele lucrări de restaurare exterioară. Legătura pe zid cu centuri de beton armat și grinzi de susținere, înlocuirea acoperișului vechi, unul nou în stil ștefanian, acoperirea șarpantei cu tablă de cupru și cruci de inox pe turle, renovarea pereților exteriori, geamuri de lemn din stejar și curte amenajată cu pavaj rustic. Această lucrare a durat până în 2019, când ne-am hotărât să construim o coploniță impunătoare la intrare, deoarece clopotnița veche era mică, nu prezenta siguranță când se trăgeau clopotele și nu era pe măsura proiectului nostru de înnoire și reamenajare. Am luat binecuvântare de înalt preasfinția voastră. Am ridicat primul nivel și bolta centrală. Dar în martie 2020, când a venit și pandemia, Casa Socială, construită în 2010, în timpul părintelui Ioan Strate, a fost mistuită de un incendiu devastator pus la cale, să spunem, un grup de rom din Târgu Neamț. În această situație, din 2020 încoace, am avut 3 șantiere la Clopotniță, la Paraclis și la Casa Socială, pe care cu mari eforturi, dar și cu dragoste, le-am finalizat anul acesta. În acești ani de muncă a fost o mobilizare generală din partea credincioșilor noștri, a Comitetului Parohial și al Consiliului Parohial.
Trebuie să menționez faptul că la bucătăria bisericii gospodinele noastre au pus masa 9 ani de zile, de 2-3 ori pe zi, la zeci de muncitori și lucrători, dar și la pelerinii care ne-au trecut pragul. Nu a fost ușor și pentru această dragoste și jertfă ale lor, le mulțumim. Nici nu mai știm numărul vizitelor pastorale ale noastre, ale preoților și ale consilierilor, pentru a-i mobiliza pe oameni și a-i motiva să fie alături de noi în această lucrare pe care noi am văzut-o ca pe o misiune ce o aveam de îndeplinit. Biserica Paraclis, cu hramul nașterea Maicii Domnului, o considerăm o bijuterie a meșterilor locali, domnul Cocolea Viorel și a fraților pictori, preot Iulian Cosma, aici de față, și fratele său Andrei Cosma. A pictorului Florin Iosif, care a pictat Casa Socială, a sculptorului Costel Andrei, toți fii ai parohiei noastre. Acest paraclis va fi de un real folos liturgic pentru slujbele din timpul săptămânii pe perioada de iarnă, când în zilele geroase, în Biserica Mare, apa a și înghețat lângă noi în Sfântul Altar. Dar și atunci când, dacă vom fi noi aleși de Dumnezeu și de Sfântul Nicolae, vom deschide șantier în Sfânta Biserică, care necesită reparații capitale la bolți, la pictură, la dușumea și subzidire. În toate acestea am folosit deviza. Bunii noștri credincioși știu asta. Și am spus-o și o spun. Nu luăm nimic cu noi și dacă la noi acasă e mai frumos decât la Sfânta Biserică și mai îngrijit, avem mare păcat. Ca o încununare a lucrărilor, am primit ca donație un clopot nou care a fost adăugat la celelalte existente și s-a construit și un lumânărar în ultimele luni, din piatră cioplită de pipiric. În încheierea cuvântului meu, vin în numele credincioșilor și a preoților slujitori, cu alese mulțumiri și recunoștință față de înalt preasfinția voastră, pentru că ați adus binecuvântare și sfințenie și bucurie și mângâierea nouă tuturor. De asemenea, țin să mulțumesc Părintelui Protopop, Nicolae Axintoi, care a fost la fel alături de noi și pe parcursul lucrărilor am primit diferite sugestii pentru a totul a merge bine. Consiliul Local, Consiliul Județean Neamț, de asemenea mulțumesc pentru sprijin, domnul ex-primar Viorel Ursache și doamnei primar Emilia Cosmi, care au fost alături de noi ctitorilor și dragilor noștri enoriași, darnici și harnici, pe care îi iubim și îi prețuim. Înalt preasfinția voastră, vă dorim sănătate, putere în păstorirea Bisericii lui Hristos, să ne binecuvântați și să trăiți într-un mulți și fericiți ani. Cu aceste cuvinte înălțătoare și atât de cuprinzătoare rostite de Părintele Nicolae Iliescu, colegul meu, mi-e foarte greu să mai adaug ceva, să încerc să fiu cât se poate de succint, pentru că și oboseala este de acum evidentă. Ați stat în soare, vă mulțumim pentru aceasta. Înalt preasfinția voastră, așa cum spunea Părintele Nicolae, este o zi deosebită, este un moment istoric pentru viața parohiei noastre, pentru că de foarte multă vreme nu s-a mai slujit aici. A fost o slujbă în 21 noiembrie 2021, la Sfințitul Nichifor, din încredințarea înalt preasfinției voastre, a participat la conferința de toamnă organizată de preoții din protopopiatul Târgu Neamț, dar așa oficial, frumos, și slujba în deplinătatea ei, a frumuseții liturgice, nu s-a săvârșit de la sfințirea bisericii de aproape 115 ani. Pentru aceea vă mulțumim din toată inima înalt preasfinției voastre că ați binecuvântat lucrările care s-au împlinit aici cu efort deosebit din partea tuturor credincioșilor parohiei noastre pe care noi am necăjit mereu, dar să nu
se deznădăjduiască că o să le bate mănușă și în următorii 7-8 ani, ca să o facem frumoasă și la interior. Și vă mulțumim dumneavoastră, în al preasfințite părintele, mulțumim tuturor binefăcătorilor, donatorilor și părintelui coleg pentru faptul că aici formăm o echipă frumoasă împreună cu părintele senior Ioan Istrati, care este și el pe aici, aici alături de noi și care ne ajută la fiecare sfântă liturghie în duminici și sărbători și sâmbăta. Și sperăm să nu vă dezamăgim. Încrederea și binecuvântarea pe care ne-ați oferit-o atunci când ne-ați transferat în această parohie la 1 octombrie 2015, să fie încununată de dobândirea bunătăților, nu doar acestora vremelnice pământești, ci acelor veșnice, nepieritoare. Vă mulțumim și vă salutăm dreapta. Ai parohiei, familiei, slavă lui Dumnezeu pentru toate. S-au împlinit cele pe care Dumnezeu l-a rânduit prin noi păcătoșii, primind, iubiți credincioși, acest ansamblu o frumusețe aparte, desigur dată de biserică, și iată biserica cea nouă, clopotnița și cele care au fost rânduite și pentru care acum doi preoți rostesc rugăciunile de binecuvântare și spre care ne vom îndrepta și noi pentru a le sfinți cu puterea Sfântului și de viață Făcătorului Duh prin ungere cu un de lemn sfințit și stropire cu apă binecuvântată. Este o lucrare frumoasă, nici nu se putea să avem altfel de așezăminte, dată fiind frumusețea locului, prezența mănăstirilor Văratec și Agapia, sfinții sihaștri ai acestor munți, oamenii de demult și oamenii din vremea noastră, care formează poporul lui Dumnezeu. Mergând în alai binecuvântat către împărăția cerurilor, dinpreună cu ale noastre, și bune, și mai puțin bune, îi oferim lui Dumnezeu nu numai faptele noastre bune, că aproape nu i-am oferit nimic. Îi oferim gândurile noastre, îngrejurările noastre, frământările noastre, slăviciunile noastre, căderile noastre, în nădejdea ca El să ne dăruiască putere să ne ridicăm. Cum este rânduiala în astfel de momente, Sfânta Mitropolie arată semne de gratitudine celor care s-au implicat în această lucrare. De aceea permiteți-mi să ofer părinților dumneavoastră Neculai și Mihai crucea Sfântului Iosif cel Milostiv. Am văzut că au deja crucea Sfântului Rardo Softei, marele nostru mitropolit martir, mort departe de țara acum 400 de ani, cu dorul Moldovei în inimă.